Un bărbat de 49 de ani și-a pus capăt zilelor în această dimineață în localitatea Nușfalău. Macabra descoperire a fost făcută de către fiica bărbatului. Bărbatul în vârstă de 49 de ani s-a hotărât să-și încheie socotelele cu viața și s-a spânzurat. Apelul la 112 a fost făcut în această dimineață chiar de fiica bărbatului. Nefericitul eveniment a avut loc în jurul orei 6 și 10 minute. În urma apelului la 112, la fața locului s-a deplasat și un echipaj de pompieri și un echipaj smurt al gărzii Nușfalău. Echipajul smurt împreună cu un echipaj SAJ au inițiat imediat manevrele de resuscitare după ce bărbatul a fost dat jos. Din nefericire, acesta nu a răspuns eforturilor echipajelor și a fost declarat decedat.